Jessica Zamfir este în bucătărie alături de noi, alături de eroul ei, iată-l pe domnul Sergiu, câștigătoarea Masterchef. Se știe ce gătești astăzi, ca să știu ce o provoc pe doamna Tatoiu, ca să știu ce gătea ea. Bine. Miroase bine. O să pregătesc astăzi ceva tipic franciuzesc, o supă cremă de ceapă și cocuvan. Cocovan. Și clătite? Și clătite, nu? Deja Sergiu s-a apucat de treabă și și-a făcut șnițelele. El știe două rețete. Data viitoare repetăm. Da, doamnelor, domnilor, băiețelul este absolut grozav. Deci ce găteați dumneavoastră în Guadalupe și cu asta închem? Atunci însă, Jessica a cerut întăriri la bucătărie, prin urmare... N-am venit eu, bun, suntem la Jessica, ceapă. Ai zis că facem cum facem, care secretele, ce pui acolo, cum pui? Avem aici, am pornit cu supa de ceapă. Secretul este că ceapa trebuie să se caramelizeze foarte constant, câte puțin, să prindă o culoare aurie, astfel încât supa să aibă gustul acela bun de nucă, nu de ceapă fiartă. Trebuie puțină răbdare și apoi o să pornim cu cocovan. Pentru cocovan, adică cocoș în vin, da, în franțuzește, o să folosesc acel pui mic. Așa. Pui. Și o să-l acompaniez cu un piure de păstârnac. Și pentru curățatul păstârnacului o să mă folosesc de colegul dumneavoastră. Nu, că și el ar mânca, dar lui îi place vanococ. Adică dacă se poate vin în cocoș, vin, nu? Să fie bine, armonie. Să nu fie risipă, zic. Foarte bine, Jessica rămâne acolo. Vedeți foarte frumos ce și cum. Mai avem și alte cu noi, Daniel. Avem un erou acolo pe tânărul Sergiu, care a pregătit acest șnițel senzațional. Băiatul Jessica-i. Foarte bun șnițelul, nu? Cine-l mănâncă? Eu. Așa mă gândeam și eu. Bravo, eroule. Un băiețel absolut grozav. Mami face în continuare. Ce mai pregătit acolo, Jessica? Sunt aici cu puiul pe care o să-l facem în vin și în continuare cu supa cremă de ceapă. Și aici ce este? Ăsta e pras pe care o să-l prăjesc așa un pic și o să fie crunchy pentru o notă de culoare și un plus de savoare pentru pui. Da, iar vinul acela este cu scop de prezentare, doamnelor și domnilor, și e folosit pentru experimente culinare. Nu folosim pe principiu vin la tine. Cam vin la tine. Am înțeles. Trimisul lui Bacchus în bucătăria noastră. Vreau să te întreb, imediat mă întorc la voi, Daniel, dacă tu